Bună ziua! Am avut nenorocul de a avea câteva nopți cu temperaturi negative. Prima noapte a avut minus 2 grade, urmată de o alta cu minus 1, apoi o noapte de pauză cu 0 grade și încă o noapte cu minus 1 grad. Din păcate, plantele noastre au degerat foarte tare. Acesta este un mini kiwi siberian, Actinidia colomicta, care era îmbobocit într-o fază destul de avansată. E vorba de femela Sentiabrascaia. Aici chiar am florit în pofida vicisitudinilor, dar se vede că a degerat destul de tare. Sigur că această plantă are o rezistență mare la frig, dar atunci când este în repaus vegetativ, nu atunci când este gata să înflorească. În partea cealaltă avem o ananasnaia. Se vede în spate o mlădiță care a murit complet. Și pe acolo pe sus mai văd două mlădițe care au murit complet. Mai ales cele mlădițele de mai sus au fost afectate mai puternic. Nu știu dacă va mai înflori. Aici este o altă plantă. Și în partea cealaltă se vede că este afectată foarte puternic. Interesant este că femela este foarte afectată. Deci nu cred că va mai avea fructe. În schimb, masculul arată destul de bine. El este în continuare îmbobocit și are foarte puține frunze degerate, dar femela arată groaznic. Păcat, dar nu avem ce face, asta este.